Am născut natural, fără rupturi, fără complicații, absolut totul a fost perfect. Dar eu parcă mă uitam la un copil străin. Eu trebuie să alăptez cu orice efort. Eu nu puteam să o ascult cum plânge. Eu nu vroiam să o liniștesc absolut deloc. Eu îi spuneam, sau o iei, sau eu o trântesc în pământ. Și ea cu mine nu zâmbea, ea cu mine nu se juca. Și eu nu înțelegeam de ce ea cu mine e rece. Eu credeam că ea cu mine e rece, că ea pur și simplu nu mă iubește ca mamă. Timp de jumătate de an am luat pastilele și nu am văzut niciun efect. Și acesta mi-a fost și tratamentul meu în depresia postnatală. Această boală se tratează exact cum am tratat o durere care ne deranjează, exact așa tratăm și depresia. JusConsult, cetățenie română, îți oferă sprijin și ghidaj la perfectarea actelor românești. Ai depus jurământul de credință sau urmează să-l depui în scurt timp? Etapa următoare este transcrierea actelor de stare civilă românești. Certificatul de naștere sau de căsătorie se transcriu doar în baza unei programări prealabile. Iar de toate astea se ocupă JusConsult, cetățenie română. Termenul legal pentru transcrierea actelor este de 60 de zile. Iar cu JusConsult, ești sigur că actele obținute sunt perfectate anume pe cale legală. Până în prezent, peste 400.000 de moldoveni au obținut actele cu JusConsult. Sună la numărul afișat pe ecran și află mai multe detalii. Astăzi, la Monolog, vă prezint istoria Anei Maria. 2 ani a suferit de depresie postnatală, timp în care nu își iubea copilul, ba chiar a ajuns să-l urască. Ana Maria regretă că nu s-a adresat la timp după ajutor și vine cu mesaje importante pentru toți cei care fie se confruntă cu stări depresive, fie au pe cineva drag care are depresie. Însă, înainte să-i ascultați povestea, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați primii când voi posta un video nou. Iar dacă aveți o istorie de viață interesantă și vreți să povestiți, nu ezitați să-mi scrieți un mesaj pe Instagram. Mulțumesc mult! Mă numesc Ana Maria Cimurtan Bâlici. Am 24 de ani, locuiesc în Chișinău. Timp de 2 ani de zile am suferit de depresie postnatală, perioada în care nu mi-am iubit copilul și nu am vrut să trăiesc lângă ea. Eu provin dintr-o familie bună, în care a dominat liniștea și pacea. Am fost educată de mămică profesoară, care a încercat și din tot adinsul să-mi ofere o educație corectă și cât se poate de liniștită. În familia din care provin nu am văzut niciodată violență. Am un tată pașnic, liniștit, iubitor, care m-a învățat principii de viață și că bunătatea triumfează tot timpul. Am fost una în familie, cea mai iubită, cea mai răsfățată, cea mai dorită și ținută pe palme, să zicem așa, de toți, de prieteni, de familie, de rude, de bunei și de părinți, desigur. Tot timpul mi-am dorit un frate sau o soră, dar cu părere de rău, părinții au decis să aibă doar un singur copil și tot timpul îmi doream ca eu să am măcar 5 copii. Da, tot timpul mi-am dorit să am măcar 5 copii ca să fie gălăgie, să nu fie liniște în casă, la fel cum a fost la mine în copilărie. Când m-am mutat la Chișinău, am ales de fapt să vin aici pentru că și soțul meu își făcea studiile în Chișinău. De fapt, noi suntem dintr-o localitate, ne cunoaștem din copilărie, dar cumva în copilărie noi nu am avut atracție unul față de altul. Chiar din contra, noi am fost un pic opuși cu caracterele, da. Și cumva când un pic ne-am maturizat, am început să mai discutăm, să mai vorbim și am înțeles că noi suntem unul pentru altul. Noi din prima zi când am început să ne întâlnim, noi vorbeam despre familie, că iată, noi o să mai creștem un pic, o să ne facem familia noastră și o să fim fericiți. Am venit aici, ne-am logodit, după care a urmat o perioadă clasică la moldoveni, pregătirea de nuntă. A fost o perioadă cu emoții, cu stres, dar totuși a fost frumos. Nu regret că am făcut nunta. Iar după nuntă, cumva ne gândeam că ar fi bine să avem și un copil. Pentru că deja ne era trist, ne era urât în casă. Noi eram doar doi. El își făcea studiile, eu îmi făceam studiile. Apoi el a început să lucreze, venea seara târziu acasă, eu toată ziua stăteam după lecție acasă și cumva ziceam că ar fi bine să fie mai vesel, să mai diversificăm cumva stilul nostru de viață. După nuntă, noi
am decis să planificăm o sarcină, cum este firesc, întâi am mers la medic, am făcut toate analizele de rigoare ca să prevenim careva complicații în timpul sarcinii și ne-am planificat ca în perioada de vară să nasc, pentru că exact îmi iau diploma de licență, ca să nu am de alergat cu copil mic în perioada examenelor. Am prins sarcina din prima și noi deja calculam că în august eu trebuie să îmi țin boțul în brațe. Am avut o sarcină relativ ușoară, eu nu știu ce e toxicoză, eu nu știu ce e probleme de sarcină, adică a fost totul cât se poate de ușor și pe alocuri eu mă duceam la ultrasonografii și îmi părea că acuși o să-mi spună ceva care o să mă întristeze, dar de fapt tot timpul auzeam că totul e bine, totul e perfect și nici mie nu-mi venea a crede că totul se dă așa de ușor, pentru că cumva a fost mai dificil până la asta, mai aveam probleme de sănătate și cumva aveam emoții ca să nu se agraveze ceva din bolile cronice care le-am, nu sunt multe, dar oricum. Și cumva totul era foarte ușor. După care a început perioada COVID, un pic stresant, dar totuși eram pozitivă, încercam să fiu cât se poate de calmă, ca să nu, situația dată, să nu se răsfrângă asupra sănătății fătului. Am susținut teza de licență, cu briu, pe nota 10, totul bine, frumos, am susținut online, cum era atunci, și deja așteptam perioada de naștere, așteptam să nasc și să mă bucur de copil. Am decis să nasc la un spital privat, unde în perioada nașterii am fost înconjurată de grija medicilor și de profesionalismul acestora. Am avut o naștere foarte ușoară, nu pot spune deloc traumatizantă. Am trecut perioada de travaliu acasă cu soțul de vreo 8 ore aproximativ, după care m-am adresat la medic aproximativ în jurul orei 8. Până am fost spitalizată, până am mers în sala de naștere, până am semnat toate actele și am decis să fac epidurala, nu mai am primit epidurala și eu deja nășteam. Medicul îmi spune că are o cezareană planificată și după ora 1, probabil, eu o să nasc. Și când vrea să mă mai verifice odată să vadă care e situația, s-a înălbit la față că ea deja naște și noi repede m-au trecut pe masa de naștere și eu, nu știu dacă a durat 5 minute, dar eu deja am văzut copilul în față. Am născut natural, fără rupturi, fără complicații, absolut totul a fost perfect. O fetiță de 2,4 kg cu nota Apgar 10 s-a născut. Eu am înțeles că cu mine ceva nu este în regulă în momentul când fetița poate și-a plâns, dacă are nota 10 Apgar, eu nu țin minte. Poate de la emoții, poate de la stres, nu știu din care motiv, dar eu parcă m-am distanțat, pe dânsa au luat-o, au controlat-o, șters-o, dar eu parcă mă uitam la un copil străin. Am luat-o la piept după vreo 10 minute când au îmbrăcat-o. Am încercat să o alăptez, ea a refuzat cumva alăptatul și eu nu înțelegeam din ce motiv. Dar medicul mi-a zis că e ok, adică ea își revine vreo jumătate de oră, o oră după naștere și după asta va fi totul bine. Într-adevăr, a fost totul bine, eu am alăptat-o. De fapt, și-am luptat cu alăptarea asta în maternitate, eu din totdeauna mi-am dorit să alăptez. Pe mine mămica nu m-a alăptat, dar pentru mine asta a fost un scop primordial. Eu trebuie să alăptez cu orice efort. Și cumva refuzam laptele praf, dar nu știu de ce, chiar dacă e spital privat, oricum se insistă, în loc să se încurajeze alăptarea naturală, se insistă pe laptele praf. Eu am refuzat din start, nu i-am dat, am primit reproșuri că copilul e mic și o să slăbească și nu o să-ți dăm voie acasă, adică un fel de șantaj din ăsta clasic și specific spitalelor, dar eu totuși nu am ascultat și mi-am căutat de grijă de copil. După naștere am sărit din start în picioare, totul a fost bine, m-am așezat, nu am avut careva complicații
Și cumva totul era perfect. Mi-am sunat soțul, deja plângeam împreună că, uite, fetița cât e de frumoasă, că e sănătoasă. Deja o analizam tot, începând cu firele de păr până la unghiile de la picioare, tot mă uitam. Mi-era curios, pentru că eu în familie frați nu am, surori nu am, din rude, copii așa mici n-am văzut niciodată și cumva pentru mine era ceva nou. Însă după ora 11 a intrat medicul meu, ginecolog, în sală și îmi spune: felicitări, ai COVID. Cum am COVID? De care COVID? Nu am niciun simptom, absolut deloc. Dar testul era obligator să-l faci când te spitalizezi. Respectiv, eu am născut și după asta a venit rezultatul testului. Atunci am simțit prima dată cum stomacul se zbate și nu de fluturi de fericire, dar așa un stres din ăsta care până la genunchi, parcă nu simțeam picioarele. Și nu mă temeam pentru mine, dar mă temeam pentru fetiță, pentru că eu o sărutaserăm deja și cumva mă gândeam că dacă chiar într-adevăr ea se îmbolnăvește de la mine. Ce să mă fac cu un copil de 2 zile cu pneumonie? Unde să mă duc? La ce spital? Cum să-i pui un cateter? Cum să-i pui un antibiotic? Și pentru mine asta a fost un stres extrem de mare. Soțului nu i-a permis să vină în maternitate să stea cu copilul și eu 2 nopți nu am dormit deloc, cu toate că am avut o naștere ușoară și ar fi trebuit la 24 de ore să mă lase acasă. Din cauza testului ăsta COVID am mai stat o zi până mi-au vaccinat fetița, 2 zile am stat spitalizat. Atunci, prima dată, am simțit frică pentru dânsa, pentru fetița mea. Și încă mi-au mai spus o frază că dacă se agravează situația copilului, atunci tu rămâi aici, că tu ai achitat contractul, dar fetița o luăm în salvare și o ducem la centru mamei și a copilului. Și eu atunci când am simțit că posibil pe mine să mă separe de fată, atunci parcă am înțeles că din cauza ei sunt multe probleme și cumva, nu știu, parcă pur și simplu s-a făcut o ruptură între noi din frica să nu-i fac rău. După protocol, trebuia să fiu transferată la un spital de stat, fie la maternitatea numărul 2, fie la centrul mamei și a copilului, pentru încă 10 zile de monitorizare. Eu am refuzat această spitalizare și am luat copilul acasă, pentru că cumva eu m-am simțit prea mică și cumva aveam nevoie de susținerea mamei mele. Adică dacă eu știam că mama e aproape, e alături, atunci și copilul meu va fi în siguranță. Am mers acasă, eu nu am făcut prima baie a fetiței, a făcut-o mama. Cumva eu o lăsam pe pat și nu vroiam să mă apropii de ea. Nu mă apropiam de ea decât în perioada când o alăptam, pentru că acesta a fost scopul meu, eu mi-am dorit și cumva mă simțeam datoare, adică din datorie fiziologică față de copil, eu o luam în brațe și o alăptam. Dar simțeam un copil străin. Eu, sau, nu știu, o marionetă care e alături de mine. Eu cumva nu simțeam copilul meu, simt o dragoste, o liniște, o, nu știu, o... M-am blocat. Mă uitam la ea, de fapt, și vedeam cum soțul, cum mămica se joacă cu dânsa, cum o sărută, cum o îmbrățișează și cumva eu înțelegeam că practic ar trebui și eu să fac asta, dar nu simțeam necesitatea, nu simțeam dorința din propria inițiativă să o iau și pur și simplu să o cuprind. Eu doar pur și simplu o alăptam și dacă eram singură cu ea, deja o schimbam, o îmbrăcam, o pieptănam, îi făceam absolut tot. Eu nu am neglijat-o, dar niciodată nu am simțit că eu o fac din dorință, dar din necesitate. Eu eram destul de deschisă privind sentimentele mele care le aveam și spuneam mamei, zic, mama, eu nu știu, dar parcă un copil străin pentru mine. Eu atât de mult am așteptat-o, eu atât de tare mi-am dorit-o, dar cumva eu parcă nu pot să o iubesc. Și mama încerca să mă liniștească, că uite, poate instinctul matern va veni un pic mai târziu, mai așteaptă, mai rabdă un pic, că și eu parcă am avut așa stări și parcă mi-era frică să te cresc, să te văd mare. Și cumva eu încercam să zic, ok, înseamnă că asta e normal să se întâmple. Pe urmă,
am început să rămân singură cu dânsa. Mămica deja nu mai putea să stea să mă ajute, pentru că mămica era 24 din 24 cu noi. Ea stătea de copil, avea grijă, parcă era copilul ei. Eu nu eram capabilă să am grijă de dânsa de la început până la sfârșit, chiar dacă eu nu aveam nevoie de recuperare după naștere. Eu la început credeam că asta e un soi de lene, un soi de faptul că eu nu m-am adaptat încă cu copilul, că perioada asta de adaptare, primele 3 luni, că va fi totul bine. Au trecut primele 3 luni și eu încă mai tare aveam frică să rămân cu dânsa. Mama, dacă se ducea la magazin, eu ca un copil mic, eu mă îmbrac și merg cu tine. Eu nu puteam să rămân singură acasă cu dânsa. Aveam frică. Nu mă puteam apropia de geam. Eu tot timpul, eu trăiesc la apartament unde geamurile mele sunt exact în intersecție. Toată ziua ai mișcare, toată ziua ai multe mașini, lume și eu tot timpul acolo mi-amenajam o zonă unde eu serveam dimineața cafeaua cu această priveliște. Acum eu nu mă puteam apropia de geam. Eu parcă mă temeam, parcă nu vroiam să văd lume, parcă nu vroiam să ies afară să mă plimb. Eu dacă era posibilitate să trimit fata la plimbare cu soțul sau cu mama, eu le spuneam că hai duceți-vă voi, eu stau să mă odihnesc. Cumva mă ascundeam sub în umbra că eu sunt obosită, dar de fapt eu nu eram obosită. Eu nu vroiam pur și simplu să interacționez cu absolut nimeni și să nu mă vadă nimeni, să nu văd pe nimeni. Pentru că eu când vedeam pe stradă mame cu copii care zâmbesc și care sărută copii, eu nu înțelegeam, nu e că cum pot să fie așa, că la mine nu e asta. Eu nu pot să, așa, din propria inițiativă, să o iau, să o cuprind și să o simt, să zic că e a mea și eu o iubesc. Eu nu puteam asta. Primele luni am alăptat-o, ea a dormit foarte bine. Primele 4 luni noi nu am avut, în general, probleme cu dânsa. După care am urmat vaccinile, au început dințișorii să-și arate, colții și un pic nopți nedormite. Eu nu puteam să o ascult cum plânge. Eu nu vroiam să o liniștesc absolut deloc. Eu îi spuneam sau o iei, sau eu o trântesc în pământ. Pur și simplu, eu nu aveam răbdare, serios. Eu nu aveam răbdare să-i ascult plânsul. Pe mine mă durea capul, absolut tot, parcă îmi strângea capul din toate părțile când o auzeam cum plânge. Eu pur și simplu o uram. Și chiar o uram în sensul direct al cuvântului. Eram foarte iritată pur și simplu de prezența ei. Și ea cumva simțea asta și chiar medicul mi-a zis că între mamă și fată este o legătură și ea cumva simte starea mea. Și ea cu mine nu zâmbea, ea cu mine nu se juca, ea pur și simplu era în casă. Eu o puneam într-un legănuț, o puneam pe un covoraș cu activități, ea stătea, se juca sau vroiam brațe și eu îi puneam povești și ea se uita la televizor. Eu nu interacționam deloc cu dânsa și nici ea nu mă forța. Ea tot nu interacționa deloc. Cum venea soțul acasă, era alt copil. Zâmbea, bătea din palme, chiuia, râdea și eu nu înțelegeam de ce ea cu mine e rece. Eu credeam că ea cu mine e rece, că ea pur și simplu nu mă iubește ca mamă. Și eu tot timpul îi spuneam, mama, de ce ea cu tine zâmbește, cu Pavel zâmbește, dar cu mine parcă nu-i copilul meu. Ea pur și simplu nu mă, ea pe mine mă urăște. Eu îi spuneam, ea pe mine mă urăște și eu pe dânsa o urăsc pur și simplu că ea este prezentă în viața mea. Eu o vedeam ca o problemă. Ca o problemă care, adică din cauza ei s-a pornit toate stările astea s-au pornit, adică din cauza ei. Soțul vedea că cu mine ceva nu este în regulă. Fiind tare, tare grijuliu ca întotdeauna, el a luat asupra lui toată situația și mi-a zis că hai, eu stau toată noaptea cu fetița ca tu să te odihnești și să ai cât de cât putere să stai cu dânsa ziua, pentru că mămica deja nu mai putea să ne ajute. Mama a stat mai bine de 9 luni cu noi, deja fata era mare, mama spunea că hai, deja încearcă tu cumva să treci peste asta. Și mă încuraja că uite, și eu am trecut prin asta și cumva dacă ai ajuns tu mare și eu sunt aici, înseamnă că totuși e posibil de depășit asta. Eu înțelegeam teoretic, eu înțelegeam că deja înțelegeam că am o depresie. Cumva nu vroiam să accept asta.
Și cumva încercam toate metodele pe internet care erau posibile. Meditații, muzică de liniștire, lumânări de astea cu aromatizatoare. Fel de fel de metode. Băi cu sare de mare, cu lavandă și cu nu știu mai ce. Soțul îmi cumpăra tot timpul, venea de la lucru, îmi cumpăra câte o atenție. Fie dulciuri, fie fructe, fie flori. Cumva să mă scoată din zona asta. Toată noaptea stătea cu copilul, după care dimineața el se ducea la lucru. Toată ziua în picioare 11 ore, după care venea, eu îi spuneam, în schimbul 2. El venea în schimbul 2 și stătea cu copilul, eu doar o hrăneam. El mă trezea, mă ghiontea pe mine noaptea, eu o hrăneam și eu dădeam înapoi lui. Eu nu puteam pur și simplu să rezist cu dânsa noaptea. Erau situații când ea plângea foarte tare, eu sunam pe mama. Îi spuneam, eu nu știu ce să-i fac, pur și simplu, ea plânge tare. Și deja mămica îmi spunea, hai, schimbă-i scuticul, hai, dezbracul, hai, îmbracul, hai, încearcă și o hrănește. Pe mine, scutul și salvarea mea era mama. Eu tot timpul pe dânsa o sunam și încercam să găsesc alinare. Și la un moment dat am zis că, băi, eu în caz de ceva mă duc la mama, dar copilul ăsta unde se duce? Ce-i cu mine? Eu trebuie să fiu și eu un colac de salvare pentru fetița mea. Eu trebuie și eu cumva să o ajut. Nu să sun eu la mamă, dar deja eu sunt mamă. Eu trebuie să o ajut eu pe dânsa. Și am înțeles că nu se întâmplă lucrurile care ar trebui. Dintr-un copil așteptat și dorit și o sarcină tare, tare așteptată, lucrurile au luat cu totul altă întorsătură care nimeni nu ne-am așteptat la asta. Cumva mă gândeam că depresia vine la persoanele care au avut probleme și până la, care au avut o situație stresantă în sarcină, în timpul nașterii sau ceva de acest gen. Dar cumva eu nu m-am așteptat niciodată că atunci când totul e bine, lucrurile să iau o întorsătură inversă. Cumva mă gândeam că femeile au depresii din cauza că soțul nu le ajută, nu le încurajează, nu le susține, pentru că sunt foarte multe cazuri la noi când soțul nu se implică absolut deloc în creșterea și educarea copilului. Mergeam cu fetița la consultațiile de rutină la medicul de familie. Doamna se uita la copil și tot timpul se întorcea la mine și îmi spunea, ce-i cu tine? Du-te să te vadă un neurolog. Uitam la dânsa și ce să-mi facă mie un neurolog? Cu toate că eu niciodată nu i-am zis doamnei medic că eu mă simt rău, că eu nu știu, parcă nu-mi iubesc copilul, dar tot timpul o luam pe mama cu mine la consultații și ea cumva vedea că mămica se implică, dar eu stau retrasă într-o parte. Dar cumva nu mi-a zis direct, uite, eu te văd că tu ai o problemă sau să vorbească măcar un 5 minute cu mine, să-mi explice legătura de unde ea a văzut, ce a văzut, ca eu să înțeleg. Și mă uitam, mi-am zis ce să mă duc la neurolog. Și ce să fac eu la neurolog? Ce am eu cu neurologul? Eu dorm bine, eu mă odihnesc. Parcă totul e o perioadă grea, dar o streacă, nu știu cumva, așa eu vedeam. Atunci am început să am primele semne de întrebare. Să înțeleg, deja chiar la 4 luni când am fost, am început să înțeleg ceva. Dacă văd și cei din jur că nu e regulă, înseamnă că cu mine ceva nu e regulă. Pe mine absolut tot mă irita. Toți erau vinovați de ceea ce se întâmplă, iată, tu nu ai mers pe unde trebuie, tu n-ai pus furculița cum trebuie, eu de asta m-am enervat. Eu m-am enervat din cauza că copilul nu stă cum trebuie, că a dat jucăria jos, că de absolut tot mă enervam și nu înțelegeam că eu îs problema, dar găseam problema în toți. Soțul nu-mi zicea nimic, cu toate că în ochii lui citeam o neîncredere în ziua de mâine. El nu știa cum se comportă și deja ce să mai spună și ce să mai facă, cumva ca să nu îmi facă mai rău. El încerca tot să mă încurajeze și indiferent ce nu ar fi spus, pentru mine era încă și mai grav și mai rău și mai rău decât ar fi trebuit să fie. El niciodată nu mi-a reproșat că, uite, el a obosit. Eu deja pe dânsă vedeam că el e obosit și mă ridicam și spuneam, hai, du-te și dormi 2 ore, eu stau cu dânsa și o puneam pe pernă, pe picioare și încercam cât de cât să o adorm ca el să se odihnească. Dar nu din cauza că eu vroiam cu fata, dar din cauza că îl vedeam pe dânsul epuizat. Pentru dânsul eu făceam acest efort, nu pentru fetiță. Erau nopți în care ea dormea foarte greu, adică puteam să o legănăm și 2 ore.
Eu mă culcam, eu deja după ce o vedeam că ea doarme, mă culcam pe pernă, spuneam, zic, eu nu vreau să mă trezesc mâine. Tare ar fi bine dacă eu aș adormi și pur și simplu mâine n-ar mai veni. Sau invers, mă uitam la fetiță și mă gândeam că ce bine ar fi să nu respire. Și mă apropiam și ziceam, și vedeam că respiră și ziceam, Doamne, cât de proastă. Oamenii se chinuie ani de zile să facă un copil. Alte familii se chinuie cu copii bolnavi, care ar da orice și ar lupta ca să-și vadă copilul sănătos. Dar eu am un copil sănătos și pur și simplu nu-l iubesc. Apoi am început să vorbesc. Să vorbesc cu verișoarele mele, cu mătrele mele care tot născuseră recent, să le spun, uitați-vă, uite cum eu mă simt, uite cum eu nu vreau asta, nu vreau asta. Și auzeam aceeași situație înapoi, adică era practic aceeași situație și le întrebam, ce e de făcut, ce să fac, unde să mă duc? Nu știu, toți zic că o să treacă, o să dai fata la grădiniță, la 3 ani, o să ai o perioadă timp pentru tine, după care tu o să te restabilești și o să fie totul bine. Era aproape deja, nu știu, un an și vreo 2 luni și eu am înțeles că eu nu mai vreau să trăiesc așa și fie eu pun punct la asta fizic și eu nu mai sunt pe acest pământ, fie eu pun punct, mă adresez la un medic, la un specialist și încep să repar timpul pierdut cu copilul până ea încă nu-i conștient și nu mă ține minte pe mine în perioada asta. Eu n-am strâncinat-o niciodată, nu am lovit-o, dar țipam la dânsa și după ce țipam începeam a plânge că îmi părea rău că am țipat la dânsa și cumva mă gândeam cu ce mi-a greșit ea, că pe dânsa pur și simplu deranjează ceva dacă plânge și înțelegeam că nu-i bine ce se întâmplă. Am început să studiez, să citesc diferite metode și am înțeles că nicio metodă nu funcționează din care le-am citit. Am început să vorbesc. Eu când ieșeam cu dânsa la plimbare, în ogradă, nu vorbeam cu nicio vecină. Eu pur și simplu mă salutam și asta e tot. Întorceam capul sau puneam capul în jos. Eu nu vroiam să interacționez cu nimeni. Acum deja mă știu cu toți în ogradă. Dar atunci nu puteam. Nu vroiam să vorbesc, pur și simplu. M-am închis în sine cu problema mea și unica care mă înțelegea era mama. Și mama tot timpul, dar vedeam pe chipul ei o tristețe, că adică o fată are și cumva eu sufăr foarte mult și ea vedea că eu sufăr, dar nu m-a putut ajuta cu nimic, cu părere de rău. Primeam diferite reproșuri, gen fetița e sănătoasă, soțul te ajută, casă ai, masă ai, ce îți lipsește? De ce tu nu vrei să fii ca toți? Nu că nu vreau. Eu teoretic știam tot cum, dar practic nu puteam aplica, pur și simplu. Nici o metodă de relaxare nu funcționa, nici o metodă de ieșit din această depresie pur și simplu nu funcționa. Decizia de a merge la medic a venit când eu am făcut un atac de panică. Un atac de panică din ăsta, destul de bunișor. Eu am întrerupt alăptarea, am alăptat-o exact cât a dorit ea. Ea pur și simplu a refuzat sânul și eu am acceptat asta. La 1 an și 4 luni, ea deja mânca bine și nu a mai avut nevoie de lăptic. Eu ziceam că dacă o să întrerup alăptarea, o să merg la medic, cumva știam. De undeva auziserăm că medicamentele pentru depresie nu sunt compatibile cu alăptarea. Și eu pe asta mă țineam, că cât o alăptez, eu cumva amânam vizita la medic, cât o alăptez, eu nu mă duc la medic. Am încheiat alăptarea, deja făceam studii de master. Eram cumva ocupată cu orele, după masă eu eram mai mult axată pe ore și cumva eu nu simțeam, eram ocupată toată ziua. Prima parte a zilei eram dedicat fetiței și treburilor casnice. Seara de la 5 eu eram cu orele, soțul venea lua fata, eu cumva mă degajam de problemele care erau acasă și cumva uitam de probleme. Dar nu a durat mult, a durat cam vreo 2 luni.
Și cumva mămica venea și mă ajuta, că, da, mă rog, eu am lecții și așa, ca o mamă, să vii să mă ajute. Și cumva mămica îmi spune că eu nu mai pot să vin să vă ajut, vreau să mă angajez și eu. Și atunci eu am simțit cum pământul îmi fuge de sub picioare. Eu mă gândeam ce o să mă fac eu. Că dacă eu mă simt rău, eu știu că sunt mami și mama vine în 2 ore de la Nord, ea e la Chișinău. Dar așa eu mă temeam, ce o să fac, cum o să fac. Mămica s-a dus și eu atunci și soțul s-a dus la lucru, mămica s-a dus la Nord și eu am rămas singură cu fata. M-am trezit dimineața, soțul deja nu era acasă. Am simțit un nod în gât. Am simțit cum îmi tremură picioarele de frig. Mi-e frig, mi-e cald. Am început să fac un atac de panică. Eu n-am înțeles că ăsta e atac de panică. Eu credeam că sunt probleme de sănătate, că mă dor rinichii, parcă mă durea în spate, parcă mă durea inima, parcă mă durea capul. Și nu știu, n-am vrut să-i sun mami. Am sunat medicul meu, care e nefrolog, care îmi trata rinichii până atunci și îi spun, zic, eu mă simt rău. I-am spus, hai vină la mine să vedem care e situația. Am dat analize, mi-a dat tratament, parcă tot e bine, dar ceva nu merge. Peste 2 săptămâni, din nou aceeași situație. Eu nu înțelegeam că e atac de panică, credeam că iar mi-e rău, iar am răcit, că poate am ieșit la plimbare cu fata, era luna ianuarie, poate că nu știu ce, poate că nu știu cum, iar mă duc la medic. Doamna îmi spune, Ana Maria, tu n-ai nimic. Analizele sunt bune, tratament ai luat, totul e bine, la tine totul e bine. Și eu nu înțelegeam cum, la mine totul e bine. Analizele bune, dar eu mă simt rău. Eu pur și simplu mă simt rău. Și am început să-i povestesc, uite, eu cum mă simt. Dumnezeu spune, poate e un atac de panică. Eu n-am înțeles că ăsta e un atac de panică, m-am dus acasă. Deja m-am dus în vizită la o cumătră, care e nutriționist. Dumnezeu e la fel trecută prin depresie postnatală. Din prima m-a văzut și îmi spune că mie nu-mi plac ochii tăi. De ce-s cu ochii mei? Mie nu-mi place fața ta. Dar ce e cu fața mea? E tristă. Cum e tristă? Parcă e tot bine. La tine se întâmplă ceva. Dar nu, cu soțul nu m-am certat, copilul totul e bine, sănătos, eu sănătos, parcă tot bine. Eu spune, mie nu-mi place. Hai, eu îți dau medicul meu, psihiatru, du-te măcar să te vadă. Ei, să mă duc eu la medicul psihiatru. Nu mă mai duc, că nu mă simt eu rău. Și tot așa amânam. Dar cumva admiteam faptul că deja trebuie ceva de rezolvat. Soțul tot îmi spunea că hai poate totuși te duci, tu ești abătută, ești stresată. Îmi spunea că ești obosită cu copilul, măcar să-ți iei ceva așa de liniștire. M-am decis să merg la medic după un alt atac de panică, când am crezut că mor pur și simplu. Eu am sunat-o pe mama, eu n-aveam aer, spun mama vină că eu pur și simplu nu mai pot. Mămica a lăsat tot, a venit la mine și ea înțelegea că eu am depresie, dar nu vroia să-mi spună cumva să nu mă supere. Și îmi spune că hai, haidem la plimbare. Eu mergeam, știți cum merge un zombi, un mort viu. Eu așa mergeam, eu nu vedeam pe nimeni. Eu am început să nu percep culorile. Eu până atunci nu înțelegeam ce e asta, să nu percep culorile. Nu, eu vedeam că e roșu, dar senzația asta de... Eu știți, atât când e galben, parcă simți căldură, când e albastru, simți rece. Eu nu le simțeam, pur și simplu. Eu mă uitam în oglindă și nu mă vedeam pe mine. Eu vedeam un chip trist, un chip pierdut, chiar pierdut în spațiu și parcă vedeam cum lumea se mișcă în jurul meu, dar eu nu mă găsesc. Eu nu-s. Eu supraviețuiam, eu nu trăiam. Eu nu țin minte copilul meu în această perioadă. Eu mă uit la fotografii, eu nici fotografii nu-i făceam. Eu mă uit la soț în telefon în fotografii și mă uit că ea zâmbea, că eu îi făceam baie, că ea înnota cu colac din ăsta gonflabil în cadă. Eu nu țin minte, pur și simplu nu țin minte această perioadă. Și am decis să merg la medic, atunci am fost cu mămica la plimbare și îi spun mamei, zic eu nu mai pot așa, hai să merg la medic. Am dus, dar cu gândul că o să iau niște medicamente pe bază de plante, că eu nu sunt depresie, eu pur și simplu sunt obosită și că eu nu pot să am depresie, că eu nu am motive
să am depresie. Eu cumva nu înțelegeam de ce aș putea să am eu depresie. Dar pe urmă am înțeles că depresia nu alege după statut, după finanțele care le ai sau după familia din care provii. În timpul sarcinii am adăugat doar 4 kg. De fapt, asta e visul oricărei femei, să nu-și schimbe înfățișarea în timpul sarcinii. Însă, după naștere, am slăbit brusc 10 kg. Eu nu înțelegeam de ce atunci, în acea perioadă. Acum însă înțeleg că asta a fost primele simptome ale depresiei. Eu credeam că e oboseală, dar de fapt a fost primele simptome ale depresiei. Și acum, deja când m-am tratat, am adăugat înapoi aceste kilograme care pur și simplu s-au dus. Și cumva credeam că depresia o femeile care adaugă multe kilograme în sarcină, care nu se mai regăsesc în corpul lor din cauza modificărilor fizice care sunt în perioada aceasta. Eu nu am avut aceste probleme cu kilogramele în plus, cu vergeturi sau alte probleme, însă oricum depresia m-a afectat. Când am decis să mă duc și am primit adresa, eu nu știam în spitalul de psihiatrie în Chișinău, am primit adresa, zic, ok, mă duc. Când am intrat pe porțile spitalului, acolo e un parc, intri, parcă te duci într-o altă lume. Și cumva e un drum lung, plin de copaci și în capăt era blocul unde eu trebuia să mă duc la medic. Și am mers vreo 5 minute cu mașina. Adică, și mă uitam și mă gândeam, unde mă duc eu? Da, ce cat eu acolo? Da, cum ies să te duci la psihiatrie? Cum, nu știu, ce fac oamenii acolo, dar ce o să-mi zică? Și cumva negam, zic că eu acuși o să mă duc înapoi acasă pentru că eu n-am nimic. Eu mă simt bine, eu deja mă simțeam foarte bine. Eu m-am dus la medic și spun că eu parcă deja nu mă simt așa de rău. Dar când am intrat pe ușă, doamna s-a uitat la mine, eu nu m-am prezentat, nu am zis absolut nimic. Pentru că dumneei scria ceva și nu am vrut să deranjez. Doamna a ridicat ochii și mă întreabă, ai născut recent? Zic, da. Dar de unde știți? Te văd după ochi, ai depresie. Cum am depresie? Iată așa, hai povestește de ce ai venit. Și am început să-i spun că iată cum mă simt, că mă doare absolut tot corpul în această perioadă. Și am întrebat cât timp te ține această durere, această insuficiență de aer. Că eu credeam că mă năduș de la inimă, dar de fapt asta era un atac de panică. Zic, 2-3 ore, ne spune, și tu ai rezistat atâta timp? Și tu n-ai venit un an și ceva, tu n-ai venit, tu ai stat singurică acasă, așa? Zic, da. Și cum e? Cum ai rezistat? Cum de? Ai ajuns vie până aici. Multe persoane au și gânduri suicidale în momentul atacului de panică. Eu, cumva, pentru fetiță, nu mă apropiam de geam, eu nu înțelegeam că eu am niște gânduri suicidale, dar cumva mă temeam să mă apropii de geam. Mă gândeam că aș putea să mă duc pe geam. Și luam fetița în brațe și mă apropiam doar cu fetița să mă uit pe geam. Dumnezeu a fost tare scurtă la vorbă, m-a văzut, mi-a dat tratament și mi-a zis că prima jumătate de an tu mare efect nu o să vezi. Dar ia, în continuare, chiar dacă nu vezi efect, ia în continuare tratamentul. Eu am rămas cu dumneavoastră la telefon pentru că medicamentele se includ treptat. La fiecare etapă eu o sunam și îi spuneam cum mă simt în prima parte a zilei, cum mă simt în a doua parte a zilei. Asta e perioada de adaptare la antidepresante. Eu am cumpărat pastilele, le-am adus acasă, dar nu vroiam să le beau. Zic, eu n-am depresie, eu o să mă simt bine, eu nu vreau să le iau, pur și simplu aiurea. Pentru ce să iau eu aceste chimicate? Vroiam să iau pastile pe bază de plante. Mi-am luat tinctură de odolean, mi-am luat încă niște pastile care se iau pe bază de plante din farmacie și am început să le beau pe acelea. Dar ce era prescris de la medic, nu luam. Vreo săptămână a durat până m-am trezit dimineața și îmi tremurau mâinile. Pur și simplu îmi tremurau mâinile. Eu scăpam absolut tot de mâini și am înțeles că sistemul meu nervos are nevoie de un restart.
am început să iau medicamentele. La început mă simțeam mai rău, dar am fost avertizată că asta e normal. Să te simți mai rău și am rugat-o pe mama să vie pe vreo 2 săptămâni la mine. A fost mămica la mine, m-a încurajat, m-a susținut. Deja cumva era vară, cald și eu mergeam tot timpul la părinți la țară. Soțul vedea că dacă eu sunt tristă 2-3 zile la rând, el îmi spunea, hai, te duc la părinți, acasă, acolo e aer curat, e casă la sol, plante. Și cumva eu mă conectam cu natura, mie îmi plăcea foarte mult să petrec timp în grădină, ceea ce eu n-am făcut niciodată până acum. Eu nu iubeam să îngrijesc de flori, eu nici flori nu aveam în casă, nu vroiam să adune praf, să nu am grijă de dânsele, să nu le ud. Dar acum am început să fiu mai sensibilă. Puteam să plâng fără motiv, pur și simplu. Fetița se juca singurică în ogradă și eu eram cu plantele, aveam parcelele mele, unde îmi sădeam diferite plante, am început o parcelă cu permacultură să fac câteva experimente și când vedeam că dă roade, eu parcă mă simțeam mai bine, parcă mă încurajam că uite, eu pot face și ceva util. Și din mâinile mele cresc niște căpșuni gustoase sau alte plante și cumva mă bucura asta. Într-o dimineață m-am trezit și fetița se uita la mine și eu mă uitam la dânsa și am cuprins-o prima dată. Din propria inițiativă și am cuprins-o, o țineam lângă mine și zic, cu mine ceva se întâmplă. Eu așa n-am fost niciodată. Și atunci am înțeles că medicamentele își fac efectul. Fetița mea avea aproape 2 ani. Când eu am cuprins-o prima dată din propria inițiativă. Am început atunci să mă simt mai fericită, brusc. Îmi plăcea să ies cu ea la plimbare. Îmi plăcea să petrec timp cu ea. Încercam să fac diferite activități, ceea ce până acum eu nu făceam. Eu mă uitam cum pe internet diferite idei, dar eu niciodată nu le aplicam. Și fetița a început să îmi zică, te iubesc. Pur și simplu, așa, fără niciun motiv. De fapt, eu mă gândeam că ea nu mă iubește, dar ea a început să fie mai sensibilă cu mine, mai iubitoare. Eu o simțeam pe dânsa, parcă ea mea, parcă eu o știu pe dânsa de o viață și parcă ea e cu mine încă de când eu m-am născut. Dar totuși, după masă, de obicei, când medicamentele își terminau efectul, eu încă mă simțeam rău. Am trecut o perioadă așa mai grea, brusc, mi-a stat rău. Și medicul mi-a zis că nu schimbăm tratamentul, mergi mai departe, caută-ți ocupație și totul o să fie bine. Și așa am decis să coc pâine. Dacă până la sarcină eu periodic coceam pâine pe drojdie, acum am vrut să fac ornamente, dar pâinea pe drojdie nu permite. Și am început să studiez, să văd ce fel de aluat trebuiește pentru aceste ornamente. Și am dat de pâine cu maia. Am auzit prima dată cu jumătate de an în urmă de această pânică, dar de fapt ea nu-i descoperirea secolului, ea e cu noi încă din antichitate, această pânică, bunelele noastre, străbunelele noastre coceau pâine cu maia. Am copt prima dată, nu mi-a ieșit, dar am zis că nu mă las. O să învăț și o să coc până îmi va reuși. Ceea ce eu nu pot spune în perioada depresiei, eu lăsam mâinile în jos la prima tentativă de a face ceva. Acum am început să am o stare din asta așa că eu vreau să fac, eu pot, eu nu las mâinile în jos și că totul se va primi. S-a primit, după vreo 2 încercări, s-a primit pâinica destul de bună. Am aici o pâinică cu maia. Aceasta e, în fiecare pâinică este sufletul meu. Pâinea e simbolul păcii, este simbolul liniștii sufletești. Și acesta mi-a fost și tratamentul meu în depresia postnatală. Oriunde nu m-aș duce acum, eu fără pâinică nu ies din casă și la toți le împart bucuria mea de a trăi. Mulțumesc tare mult! Eu am început să coc și cumva mă detașam de problemele mele. În general, pânica cu maia se prepară mai mult de 24 de ore.
E un proces îndelungat de fermentare cu mici implicări ale omului, dar mai mult aici natura lucrează asupra acestei pânici. Și cumva eu eram ocupată cu toată această pânică, le trimiteam prietenilor în privat, uitați-vă ce am făcut, hai veniți la mine la niște tartine. Și cumva am început să simt gustul de viață, că eu vreau să mă întâlnesc cu prietenii, că eu am motiv să mă întâlnesc cu prietenii, că să le duc o pânică sau să vină să le dau o pânică. Și cumva multe fete îmi scriau că da, eu tot vreau să fac ca tine. Și eu le spuneam că ca să începi să faci ca mine pânică, trebuie întâi să ai maia acasă. Dar maiaua se crește în minim 14 zile. E un proces îndelungat. Și nu pot pe fiecare să o ghidez pentru că durează. Și am decis să le adun pe toate într-un grup. Și le-am învățat. Asta a fost primul meu grup de fete care eu le-am învățat să coacă pânică pe maia. Și în această perioadă, eu în toată ziua intram în live pe un cont privat unde erau doar fetele și mă conectam, le arătam, le povesteam tot cum se face. Și în această perioadă eu uitam să iau pastile pentru că eram foarte ocupată. Și am început să observ că eu nu mai iau pastile și nici nu am nevoie. Eu mă trezeam dimineața și eu simțeam că parcă aveam așa o agitație și gata, eu trebuie să iau pastilele și acuși o să mă simt bine. Dar în această perioadă eu n-am avut nevoie de pastile. Și am înțeles că nu în zadar bunelile noastre coceau o dată în săptămână. Asta e o metodă de meditație, o metodă de liniștire. Și cumva acesta mi-a fost tratamentul. Eu am exclus pastilele și rămân doar la tratament profilactor toamna și primăvara. Timp de jumătate de an am luat pastilele și nu am văzut niciun efect. Apoi când am început să simt, mă simt mai bine, încă 3 luni. În total 9 luni am urmat acest tratament până am ajuns în momentul în care să zic că gata. Eu mă simt... sănătoasă, mă simt bine de a depăși singură și un atac de panică și o stare de anxietate pe care o aveam la moment. Adică eu mă simt pregătită pentru orice eventualitate. Cumva când copilul mic, toți îmi spuneau că vai, ce miroase frumos, miroase a lapte. Eu miroseam, pentru mine era un miros neutru, nu știu, nu-i simțeam mirosul. Acum eu o cuprind și într-adevăr că fiecare om are mirosul său. Ea într-adevăr are așa un miros plăcut și așa e de dulce și așa e de drăgălaș. Și eu atât de tare o iubesc, eu nu știu, tare mult regret că am tot amânat vizita la medic și că nu am făcut asta la timp, pentru că sunt tratamente și compatibile cu alăptarea. Eu dacă mă informam un pic mai bine și dacă aveam de unde să mă informez, eu poate... nu treceam așa de mare perioadă prin atâta calvar, prin atâta stare din asta de frică, de anxietate, de stres, de traumă, pentru că până la urmă, pentru mine, primii 2 ani din viața copilului meu rămân a fi o traumă. Acum fetița are 2 ani și 6 luni. Practic, de vreo 3 luni, eu trăiesc cu totul și cu totul alt stil de viață. Eu îi acord toată atenția mea fetiței și între timp și pânicii care m-a ajutat și m-a ridicat la suprafață din toată mocirla în care eu mă aflam. Acum îmi place să ies la plimbare. Noi în fiecare dimineață ieșim la plimbare, eu îmi iau cafea, ei iau suc. Îmi place să mă joc cu ea, să fac diferite activități, să... o urmăresc cum se joacă și să-i dau voie să facă orice dorește ea. Să desene pereți, să-mi strici toată cosmetica. Chiar îmi este dragă să mă uit cum ea se joacă și cum ea absorbe copilăria asta, o trăiește la maximă intensitate, ceea ce eu nu vedeam până acum. Eu tot timpul am fost deschisă și în familia mea tot timpul a dominat... dialogul, adică noi, indiferent ce problemă n-am fi avut cu soțul, noi o discutam. Și el îmi spunea că știi, tu, dacă atât de tare te-ai schimbat după acest tratament, eu am impresia că tu, dacă nu te duceai în jumătate de an la tratament, noi fie divorțam, fie ceva se întâmpla. Și eu spun, zic, poate într-adevăr
multe cupluri se confruntă cu această problemă și, într-adevăr, ei divorțează în primii 3 ani de viață a copilului, poate din acest motiv, pentru că nimeni nu poate să le spună, nimeni nu discută despre asta, nu le vorbește. Și chiar dacă și vorbești, cumva oamenii se uită sceptic, că ești femeie și așa ai dat să suferi, să înduri, trebuie să reziști, trebuie să arăți că ești puternică. Eu nu puteam să-mi demonstrez. Eu de firea mea sunt o fire puternică. Eu până la sarcină răsturnam munți. În perioada postnatală eu eram parcă cu mâinile legate. Eu mă uitam la soț. El lucrează, vine acasă, stă cu copilul, făcea mâncare, pentru că eu nici mâncare nu aveam. Nu aveam dorință să fac nimic, absolut, nici curat, nici mâncare, nici nimic, doar strict necesar de copil. Și el venea acasă și doamna medic era așa și spunea că el are două fete, una mare și una mică, de care are grijă și de care, pe care le dădăcește, pentru că eu la fel eram ca un copil. Am avut nevoie de maximă atenție și mă bucur că am avut-o, pentru că dacă aș mai fi avut și un soț neglijent, nu știu unde ajungeam. Am înțeles că, în primul rând, trebuie să conștientizezi problema care o ai și că trebuie să fii pregătit să mergi la medic, adică trebuie să-ți dorești o schimbare. Trebuie să conștientizezi unde te afli, în ce situație și să decizi că vrei o schimbare sau nu. Totul depinde de noi. Tratamentul este așa, ca un pod, un tranzitoriu între trecut și viitor. Totul depinde de efortul care îl depui. Acum am revenit la normal. De fapt, nu la normal, m-am adaptat situației în care eram. Și mă trezesc dimineața, îmi place să fac mâncare copilului. Îmi place să o admir cum ea mănâncă și cum se murdărește și cum aruncă și murdărește tot prin jur. Mie îmi aduce plăcere absolut tot, tot ce e legat de copil. Merg pe stradă și pur și simplu o sărut, pur și simplu o iau în brațe, fără ca să îmi spui cineva sau fără ca să văd un exemplu în față. Și cumva observ de la distanță femeile care s-au bătute și sunt tare multe în oraș. Le văd de departe, dar nu risc încă să mă apropii să le zic ceea ce văd, pentru că sunt persoană străină și nu știu cum o să reacționeze, dar tare aș vrea să le transmit prin acest interviu că nu trebuie să accepti situația în care ești, trebuie să găsești o soluție și trebuie să lupți nu pentru copil, dar pentru tine, pentru ca tu să te simți fericită. Pentru că dacă noi ne simțim fericite, atunci alături de noi și copiii vor fi fericiți. Am avut o perioadă după ce am întrerupt tratamentul, că noaptea, după ce soțul dormea și fetița tot, eu plângeam. Plângeam pentru că simțeam vinovăție față de ce am făcut, față de, mă gândeam, cum am putut să fiu eu așa, să-mi urăsc copilul, să nu vreau să o cuprind când îi este greu, să nu vreau să o sărut, să nu vreau să o liniștesc când plânge, pentru că ea avea nevoie de mine. Ea nici acum nu doarme cu mine încă. Ea s-a acomodat cu tata și ea este comod cu tata. Și cumva mă simt uneori vinovat că soțul e obosit și se duce la lucru, îl văd că se duce tare chinuit și mă simt vinovat de faptul că eu am fost absentă, parcă absentă în viața copilului și acum mă strădui să-mi iau revanșa, să depun maxim efort ca să petrec cât mai mult timp cu fetița. Mă strădui când vine soțul de la lucru, deja mâncarea să fie gata, să fie așa cât de cât strâns în casă, ca să petrece mai mult timp împreună. Mă strădui să aleg de ziua un film și el când vine, noi să luăm cina și deja să avem timp și pentru noi. Să stăm împreună cu fetița la un film, să ne jucăm, să ne plimbăm împreună. Soțul chiar și lucrul a schimbat ca să aibă un grafic mai scurt, ca să petrece mai mult timp împreună, pentru că cumva căsnicia noastră era la prăpastie. Cumva mă simt că vreau încă un copil, vreau să revanșez timpul pierdut și să petrec cât mai mult timp cu un bebeluș, pentru că eu pe Dorotea nu țin minte, pur și simplu nu țin minte bebeluș și aș vrea să savurez aceste momente,
Planificăm încă un copil, dar mai vreau să mai văd care e situația cu depresia, dar oricum mă simt pregătită. Deja am trecut odată prin asta și dacă vor mai fi aceste stări depresive, eu deja știu cum să le gestionez și cum să nu le dau frâu, să mă blochez. Încercam cu oricine să vorbesc și să spun ce simt, în speranța de a găsi o alinare, cumva o încurajare. Dar totuși mereu primeam reproșuri de genul că, uite, copilul e sănătos, tu ești sănătoasă, ce îți lipsește? Tu îmi pari cât de bine, nu mai știi de bine ce ții, totul te ajut, totul e bine și tu nu mai poți de bine și de asta ai început să ai depresie. Să știți că nu e chiar așa. Eu am citit o carte care se intitulează Bolile depresive, blestemul celor puternici și vă recomand să o citiți absolut toți, chiar și cei care nu ați avut sentimente de depresie sau măcar nu ați simțit pe pielea voastră, ca măcar să înțelegeți ce simt cei care trec prin această perioadă, ca să-i puteți încuraja și să puteți să-i ajutați să conștientizeze că nu ei sunt o problemă, dar de fapt problema vine la nivel chimic, la nivelul sistemului nervos, adică se afectează sistemul limbic al sistemului nervos. Asta noi nu putem dirija, noi nu putem să coordonăm decât să ajutăm acest sistem nervos cu medicamente ca el să se restabilească în timp, pentru că acest sistem limbic este unicul care se restabilește. Această carte e scrisă de un medic psihiatru care în detalii, începând de la istoria și tratamentul până la metode de restabilire și de adaptare la viață, adică în câteva capitole el enumeră absolut tot prin ce trece o persoană și o încurajează să lupte și să trăiască, pentru că, într-adevăr, viața merită trăită. Nu doar femeile au depresie postnatală, dar și bărbații care ne susțin, ne încurajează, trec cu noi prin această perioadă, ei tot au nevoie de susținere, încurajare și poate și de un mic tratament. Dacă aș fi găsit un exemplu, dacă aș fi găsit o încurajare, poate, pe internet, într-un interviu sau măcar un medic care să vorbească despre aceste stări, că ele sunt normale și că ele pot fi tratate, eu poate eram să merg mult mai devreme la medic, era să sufăr mai puțin, poate. De asta și m-am decis să vin azi, ca să încurajez femeile să nu tacă, să nu aștepte 3 ani de zile, să nu rabde. Depresia nu este o boală fiziologică, nu este o boală mentală, dar este o boală fizică. Noi trebuie să înțelegem că această boală se tratează exact cum am tratat o durere care ne deranjează, exact așa tratăm și depresia. Și trebuie să ne adresăm la medic. Femeile care suferă trebuie să înțeleagă că nu sunt unicile care suferă și că trebuie să conștientizeze situația în care se află și să se adreseze la medic. Dragi femei care intuiți că aveți o stare depresivă sau care vă regăsiți în ceea ce povestesc eu, nu trebuie să vă gândiți la ce zice lumea, la ce o să zică lumea dacă eu mă adresez la psihiatru. Pentru că medicul psihiatru este la fel același medic care tratează o boală. Depresia este o boală. Noi trebuie să conștientizăm că nu suntem unicile și că nu suferim doar noi și trebuie să ne adresăm la medic pentru binele nostru și a copilului nostru. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în lume aproximativ 15% dintre femei suferă din cauza depresiei postnatale. În Moldova situația este și mai grea. La noi, practic, fiecare a 7-a femeie a trecut sau trece prin depresie, care nu înseamnă lene sau că nu ai ce face sau că apare de la prea mult bine, cum spun alții. Depresia este boala secolului 21. Apare din cauza presiunii la care suntem supuși zilnic. Femeile care devin mame pot face depresie fiindcă nu au avut o sarcină și o naștere, așa cum văd pe Instagram, sau fiindcă au adăugat prea multe kilograme, sau fiindcă apariția copilului le dă toată lumea peste cap. Bărbații pot face depresie din cauza că de mici băieților le se zice să nu-și manifeste emoțiile.
Noi creștem cu ideile că bărbații nu plâng, că mereu trebuie să fim puternici, dar nu este așa. Mai mult chiar, din cauza că bărbații sunt obligați de mici să-și ascundă emoțiile, ei nici nu au simptome considerate clasice când sunt depresivi. Un bărbat cu depresie poate deveni mai agresiv, consumă excesiv alcool și se expune la activități periculoase. Eu vă îndemn să fiți atenți la stările voastre, dar și la cum se simt oamenii dragi. Deoarece depresia poate și trebuie să fie tratată. Scrieți în comentarii dacă v-ați confruntat și voi cu depresia și ce anume v-a ajutat să o depășiți. Iar dacă v-a plăcut acest monolog, nu uitați să-l apreciați. Mulțumesc!